Ești deja conectată, Claudia, la Dorina? Spune-mi cum o vezi. Aveam câteva percepții, dar cumva se suprapun, anume cu ea copil, sărind coarda, o altă percepție cu ea în acea poiană de care a spus ea, o văd ca fiind ea, acea tânără care merge prin poiană. Și mai aveam o percepție cu tot femeie fiind, dar aici sunt sigură că e vorba de altă existență, e undeva în depărtare, ținând un glob în mână. Și ceva, e un glob cu anumite calități pentru că se luminează anumite, ca și cum ar fi lumini diferite, și din acele sclipiri luminează și fața ei. Ea urmărește ceva în interiorul acelui glob. Astea erau primele percepții. Există o legătură între toate aceste trei percepții? Da, simțeam că da, că este ea, una și aceeași persoană, în momente diferite, primele două. Prima, mai ales, simt că ar avea legătură cu ea când era mică. Iar la această viață? Doua, da, cea cu globul, în mod cert, din altă viață, însă cea cu ea mergând printr-o poiană, am senzația că este o plăsmuire a ei, un eco, o imagine simbolică, sugestivă, pe care ea o creează pentru a ne releva ceva nouă și ei însăși despre ea. Bun. Hai să luăm contact cu partea subliminală în prezent. Observ-o în prezent. Spune-mi cum o vezi. O văd foarte bine, privind în depărtare. Dar nu are nimic, ca să zic, în fața ei, spre ce privește, spre linia orizontului. Nu văd altceva în față, nu văd nici ființe, nici... Dar privește înainte. ADN-ul eteric? Îl percep uman, în mare parte, și are o parte, nu văd ca fiind neapărat, nu vine să spun că e hibridare, ci parcă ar fi o trăsătură a ei. Știi cum apare acea parte? Parcă ar fi celule mult mai puține decât la un uman obișnuit. Și în spațiul dintre celule, parcă aș vedea mai mult în aer. Deci ca și cum ar fi mai puțin material acea parte. Să zicem, parcă îmi vine să zic un ADN ce ține de niște ființe de aer sau dintr-o altă dimensiune mult mai puțin materială. Bun. La 3, lasă-mă cu partea subliminală a Dorinei. 1, 2, 3. Dorina. Da. Bună, eu sunt Carmen. Bună. Ne-ai chemat? Da. De ce, Dorina? Să petrecem timp împreună. Puțin. De ce? Simți nevoia să petrești timp cu altcineva? Mi-a întotdeauna plăcut cu cineva cu care rezonezi. Spune-mi, spre ce îți pui atenția în îndepărtare? La ce te uiți? Spre un viitor frumos care mă aparține și va veni spre mine. Cum arată acest viitor? Că nu știu, lasă-mă surprindă. A, deci nu ți-ai pregătit nimic? Nu prea știu. Ce anume? Ce anume îmi doresc sau ce fel de viitor îmi doresc. Ce te împiedică să știi? Ce-ți dorești? Nu știu dacă mă împiedică neapărat. Privesc eu în interiorul meu și nu știu exact ce anume îmi face bine sau ce anume îmi doresc, ce anume mi-ar trebui în acest moment. Câte vieți ai avut până în prezent, Dorina? Multe. Dar nu suficiente. Câte? Multe, dar nu suficient de multe? Cam câte? Nu știu exact. 300, 400? Nu știu exact.
Și de ce spui că nu sunt suficient de multe? Pentru că simt că mai e mult de experimentat, de văzut, de luat parte la multe aspecte, de dezvoltat în mine însă. Mm-hmm. Ce aspecte ți-ai dezvoltat până în această parte a vieții tale? M-am jucat mai mult. De ce? De viața. Mm-hmm. Și care a fost rezultatul acestui joc până acum? Nu știu, foarte bine. Observă. Observă-te la sfârșitul vieții anterioare, înainte de cea de Dorina. Observă-ți caracteristicile, observă-te tu ca ființă dezvoltată, dezvoltările pe care le-ai adus, experiențele, și observă-te acum, cu experiențele din prezent. Ce s-a schimbat? Nu știu de ce mă văd destul de copil, parcă înainte, în viața dinainte. Uh-huh. Eu sunt mai mult de atât. Eram copilăroasă. Uh-huh. Era copil. Și acum? Te simți mai bine cu caracteristicile sunt actuale? Mai matură acum, da. Uh-huh. Cum îți decizi viața de Dorina? Hai să mergem acolo. Unde suntem? Văd un scaun uh-huh. pe care stau. Și ascult. Ce asculți? Îmi spune cineva ceva. Spune-mi exact ce-ți spune. Povestește, îmi spune multe, dar nu pot auzi. Știu doar că trebuie să stau acolo și să ascult. Nu aud foarte bine, dar mă văd pe mine, stând foarte cu minte și ascult. Mm-hmm. Ce se întâmplă după ce se termină acest discurs? Mă văd deja bebeluș. Mm-hmm. Cum ai ajuns în acea viață? Regresează timpul. Observă din exterior ce s-a întâmplat. Am intrat, pur și simplu. Mm-hmm. În ceva. Și ce ți-ai, înainte să vii ca și Dorina, ce ți-ai programat pentru această viață? Observă. Să fiu fericită. Mm-hmm. Atât? E suficient. E ceea ce trebuie să fie într-o viață. Uh-huh. Observă acea prezență care îți povestește lucruri. Spune să se pună în fața ta. Așa o poți vedea mai bine. Cum? Nu văd foarte bine, dar are parcă un fel de blană, de păr. Uh-huh. Cunoști această prezență? Nu foarte bine, dar totuși parcă am mai văzut-o undeva. Văd un aspect, parcă o figură de lup are aspectul. Lup. Ca un lup. Care este numele lui? Nu spune direct, dar simt eu ceva cu OX. 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 Observă-i ochii. Are pupilă? Da, sunt roșii. Roșii. Și pupila cum este? Normală. Ca de uman? Nu văd. Parcă n-ar avea pupilă. N-ar avea pupilă. Bun. De câte ori le-ai mai văzut pe ox? Nu știu, dar știu sigur că l-am mai văzut. Mi-apare undeva în foarte depărtare. Uh-huh. Și parcă avea și alte trăsături faciale mai de mult. Parcă, uh-huh. parcă își schimbă trăsăturile fizice, modul da. Cum apare în fața mea. E normal. Dar e el. E el. Observă în prezent de unde îți vorbesc eu. Observă dacă ox este cu tine, în spațiul tău. Nu cred.
Dar parcă am văzut da. Ceva. Chiam în fața ta. Această ceva, acest ceva. E doar o imagine, parcă nu are corp, nu are figură așa cum o vedeam înainte. E doar o imagine de energie transparentă. Da, spune să se pună în fața ta. Da. Uh-huh. Și acum tu vei atinge și observ în timp ce atingi, ea își reconstruiește forma sa de bază. Nu își reconstruiește. Acum e ca o dreptunghi cumva și are, da, are ceva care e comun pentru că e culoarea gri și mi-aduce foarte bine aminte de acea blană pe care o vedeam atunci, de acei peri. Mm-hmm. Acest dreptunghi, ce este o energie? O energie, da. Este originea, care este originea? Este tehnologică, organică, energetică? Energetică, îmi vine să zic. Energetică. Și o vezi în legătură cu ox, dar nu este ox, da? Exact. Mm-hmm. Care este rolul acestei energii? Ce face în spațiul tău? Hai să mergem la un moment când ea schimbă ceva sau modifică ceva sau intervine în spațiul tău. Suntem acolo. Observă din exterior, da. Ca și cum mi-ar înconjura gâtul cumva. E cumva în jurul gâtului meu. Nu mă strânge, nu mă deranjează, nu știu exact ce face. Nu știu dacă e bine sau mai puțin bine, însă știu că parcă îmi creează un ușor disconfort în jurul gâtului. Uh-huh. În ce moment fizic se întâmplă asta? Observă fizic. Ce se întâmplă? Ce face în acel moment? Mă văd făcând ceva deosebit, special în acel moment, doar mă văd pe mine acum, matură, la maturitate și parcă se apropie gradat, nu e brusc procesul da? Când se apropie de mine, în jurul când, gâtului. În jurul cărei vârste are loc ancorarea completă? 30-35, îmi vine să zic. Nu e fix. Îmi vine să zic 30-35. Uh-huh. Din acest moment, din care această energie este ancorată total la tine, observă-te pe tine. Ce s-a schimbat? Mă văd parcă din ce în ce mai deconectată. Dar nu știu dacă e rău, poate că pur și simplu mă ajută să nu sufăr. Dar tu spunem ce observi, apoi o vedem. E parcă nu aș fi foarte bine conectată la mine, la mine cea care doresc să exprim lucruri în afară. Uh-huh. Nu știu exact cum să o fac, pentru că nu simt foarte bine ce doresc, ce am în interiorul meu. Uh-huh. Și parcă mă strânge încet, încet. Parcă îmi provoacă un disconfort și fizic. În aceeași uh-huh. zonă. Plecând de aici, din zona gâtului. În prezent, ea este tot în zona gâtului? Nu. Parcă a coborât și spre piept. Ce face în piept, spune? Face să-mi bată inima mai tare. Mm-hmm. Și ce se întâmplă când îți bate inima mai tare? E o stare de neliniște. Mm-hmm. De neliniște și din nou parcă nu sunt prea bine ancorată eu la mine însă. Nu știu exact ce să simt, ce să spun, cum să fac, cum să mă manifest. Parcă aș fi în mai multe părți extinsă, disipată. Mm-hmm. Bun. Acum, Dorina, vom merge la cauza ezoterică, dacă există, cauza subtilă, a ultimului tău divorț. Suntem acolo, observ. Nu știu dacă, nu văd o cauză ezoterică, nu știu ce anume.
Ar trebui să văd. Ok. Observă fostul soț. Cheamă-l în fața ta. Da, îmi zâmbește. Observă dacă există vreun tip de conexiune între voi doi. E o conexiune benefică, bună, o simt. Bun, ok. Cum ne luăm la revedere de la el și o să mergem să analizăm mai mult informațiile pe care le avem până acum. Bun, hai să mergem la primul moment, Dorina, din toate existențele tale, indiferent unde au fost acestea, când tu îl întâlnești pentru prima dată pe Ox. La trei suntem acolo. 1, 2, 3. Eu nu cred că văd un corp fizic acum, însă mă văd foarte liniștită. Într-o zonă nematerială, nu văd în jurul meu nimic material. Parcă aș fi cumva aeriană, nu sunt foarte conștientă. Ai avut deja vieți pe Terra sau nu? Da. Da. Câte ai avut până în acest moment unde te vezi? 200, vine să zic. 200. Ok. Și apoi ce se întâmplă? Plutești? Aeriană? Da. Și mă decid să fac o schimbare, să mă apropii de un peisaj cunoscut, material. Îmi place ceea ce văd și mă gândesc că aș putea face o experiență acolo. Văd clădiri foarte vechi. Suntem pe Terra, în acest peisaj? Da. Da. Dar eu încă nu sunt într-un corp. Tu doar privești, am înțeles. Da. Și apoi? Eu sunt foarte nehotărâtă, foarte indecisă. Nu știu exact ce să fac. Mă plimb. Zivesc. Îmi place și un alt peisaj, nu doar cel anterior. Dar văd că se apropie cineva de mine. E ca o lumină. Nu e foarte puternică, însă vine tot mai aproape de mine. Și observ că are un fel de conștiință, poate vorbi. Această lumină. Și tu poți vorbi? Și eu. Transmitem energii reciproc, gânduri. Ce vă transmiteți? Care-i discursul subtil? Încearcă să mă ajute să mă hotărăsc. Pentru Cum? Că am prea multe variante. Și de fapt nu e variantele, ci e propria mea nehotărâre. Nu știu sigur ce să fac. Și cum te ajută? Îmi arată diverse scenarii, parcă le dă cu mâna, le mută de la stânga la dreapta și mi-arată. Apoi îmi restrânge parcă, cred că asta e cu scopul să mă ajute să mă decid. Îmi restrânge gama, varietatea de imagini, de scenarii și rămân doar la câteva, la două, trei și mă lasă să aleg eu. Din cele trei. Spunem între ce ai de ales, spunem cele trei variante. Bărbat, mă văd cu arcul în mână. Femeie. Mai văd o figură de nou de bărbat care duce niște greutăți. Face o muncă comună, să zic, manuală. Și o aleg pe aceea de femeie. Da. O văd cu un glob în mână. Și aleg această experiență. De ce o alegi pe aceasta? Pentru că e atractivă, e interesantă. Ce anume e interesant, ce te atrage? Pare că dezvoltă o anumită putere, își dezvoltă anumite trăsături, anumite aptitudini, abilități. Și asta mă atrage. Care anume și le dezvoltă? Spirituale, energetice. Asta e ceva ce mă atrage.
Ok. Înainte, alegi această viață, o alegi în detaliu? În pași mari, nu? Pot să văd mult, nu. Doar acea imagine, mai mult îmi povestește această lumină. Ca rezumat, care este rezumatul acestei vieți? Cum se va întâmpla această viață pentru tine? Va fi una cum? Că voi fi singură, dar că voi dezvolta abilități, mă voi orienta foarte mult spre a-mi dezvolta această abilitate energetică de a vedea anumite lucruri în viitorul altora, de a ajuta pe oameni în acest fel, de a vindeca oameni în jurul meu și îmi place foarte mult. Nici nu mai contează altceva. Bun. Haideți să vedem. Mergem în această viață. Spune-mi dacă pe parcursul acestei vieți, de la început până spre sfârșit, această energie va interveni în viața ta. Da, dar e foarte subtilă. Nu mă deranjează. De câte nu mă ori? Deranjează. Eu simt acolo mereu, dar intervine doar în cazuri rare. Hai să mergem la un caz. Mă văd cu un tânăr de care încercam să mă apropii și simt că ca și cum ar fi blocate acțiunile cumva la un anumit nivel. Ca și cum această energie face cumva să nu ne apropiem. E parcă undul de vină care până la urmă se sfârșește în singurătatea mea. Rămân în singură eu. Aici e un moment, de exemplu, când l-am văzut și simt. Atunci nu eram conștientă, dar acum văd că intervenise. Care sunt consecințele acestei intervenții? Că rămân singură. Hai să vedem la sfârșitul vieții, acestei vieți. Observă după părăsirea corpului fizic. Spune-mi cum te simți aici. Nu știu de ce nu mă simt prea bine. Observă de ce. Care sunt stările, emoțiile, condițiile? Mă văd parcă aș fi, parcă mi-ar fi totul în mine uscat, deshidratat. Da? Care este cauza acestei deshidratări? Ca și cum am contractat, nu m-am dezvoltat. Nu știu de ce mi văd așa. Deci ți-ai dezvoltat acele calități spirituale despre care ți-a povestit acea lumină? Le-am dezvoltat la un anumit nivel, dar acum parcă nu ar conta astea foarte mult. De ce? Mă văd pe mine, în tot ce sunt eu, ca ființă, că nu sunt bine cu mine, nu sunt mulțumită, sunt tristă, sunt închisă, parcă mă sunt închise corpurile. Mai mult închise decât deschise, ca și cum acum nu mai contează deloc ce am dezvoltat. Hai să vedem care sunt cauzele din acea viață care au dus la această închidere. Cele mai importante. Depărtarea, în primul rând, de oameni. Închiderea într-un... Singurătatea aceea? Da, dar mai mult închiderea în acest glob energetic. Ca și cum creasem o bulă în jurul meu. Și eram foarte mândră și fericită pentru ceea ce făceam. Nu mai consideram important nimic altceva. Nici relația cu ceilalți, nici să dezvolt relația mea proprie. Observă în timp ce dezvolt această bulă și te face foarte fericită. O dezvolt singură sau ești ajutată? Nu, el e cu mine și mă ajută. Cum te ajută? Observă cum intervine. Chiar dacă e subtil, cum o face? Parcă m-ar susține din umbră, că e bine ce fac. Îți trimite mesaje, impulsuri, da? Impulsuri mental, emoțional, sexual, observă. Mental mai mult. Mental. Bun. Deci ai ieșit din corp, te simți tristă, deshidratată și apoi ce se întâmplă? Îl văd că vine și mă laudă pentru cum am trăit în acea viață. Este normal ca această lumină să apară și să te laude? Până acum 200 de vieți nu a fost aici, nu? Da, dar acum de ce apare? O relație.
A, o relație. Avut, dezvoltase o apropiere oarecare, nu foarte mare, dar oricum era o apropiere și am urmat sfaturi. Cu toate prezențele cu care ai avut o apropiere, ai rămas în astfel de relații? Nu. Nu? De ce cu această prezență, da, observ? Am un sentiment de neîmplinire și poate mă ajută să... să o vindec, să echilibrez în experiența următoare. Bun. Hai să vedem ce îți propune. Îți propune ceva sau nu? Te laud și apoi? Mă văd din nou plutind. Nu știu, parcă m-am îndepărtat de el, m-a lăsat pe moment și din nou plutesc, dar parcă nu am țintă. Nu știu exact ce să fac. Parcă sunt din nou într-un punct în care îl atrag în apropierea mea. De ce? Ce se întâmplă? Din nou prin indecizia mea, nehotărârea mea. Nu știu ce să fac. Și apare din nou. Bun. Cum îl vezi de această dată? Cum vezi această prezență de această dată? E mai concretă. Are un aspect uman. Cu niște, să zicem, excrescențe, dar nu neapărat aripi. Dar are un aspect de înalt, mai înalt în fața mea decât mine. Are vreo... este acest ox? Cred că el este. Are ceva din el care seamănă, mi-am duce aminte. A simt aceeași energie. Ce se va întâmpla de această dată? Îmi propune din nou o altă, bine să zic, colaborare. Da, este o colaborare. Ce presupune această colaborare, Dorina? Îmi spune că mă va ajuta să dezvolt ceea ce doresc, să am mai multă grijă de mine, să-mi dezvolt eu aptitudinile ale mele interioare, de legătură, de conexiune cu oameni. Și cumva e ceva ce are legătură cu ceea ce tocmai dezvoltasem, cu aptitudinile mele energetice, cu acea tendință de a atrage oamenii spre mine pentru a le ghici anumite aspecte. Văd că îmi propune ca și cum ar fi o legătură să fie lângă mine în momentul în care vin oamenii la mine. Ok. Bun. Sunt de acord, nu văd nimic. Nu vezi nimic? Nu-ți prezintă mai multe opțiuni? Nu, ficăm de acord asupra acesteia și nu mi se pare nimic la locul lui, să zic. E în regulă. Bun, hai să vedem un moment din această viitoare viață în care el este prezent în legătura ta cu ceilalți. Spune-mi exact din punct de vedere energetic ce se întâmplă. Îl văd foarte aproape de mine, spatele meu, și eu mă văd o persoană mult mai importantă decât am fost. Și sunt mai... am și o funcție socială importantă în cetatea în care trăiam, comunitatea noastră. Observă-l pe el, da? Și mă simt bine în postura asta. Cum intervine el? Îl văd stând lângă mine și foarte multă lume vine, ori pentru a primi sfat de la mine, ori pentru a face audiență pentru cu diverse cereri. Bun. Observă când ai un sfat. Da. Această prezență, această energie, acest ox se manifestă într-un fel? Văd că se creează o legătură, da, prin mine, cu persoana din fața mea. Nu știu ce mod, dar se creează. Da? Și el unde este în toată această legătură între tine și persoana din față? Este mereu în dreapta mea, în spatele meu. Bun. Acum continuă să observ această legătură între tine și persoana din fața ta și derulând foarte încet imaginea, observă momentul în care el intervine în această legătură. Prin tine, direct sau indirect? Prin mine. Cum? Prin mine. Văd ca și cum se creează un câmp, de, să zic, de legătură mai întâi între mine și persoana din fața mea.
un câmp de încredere persoană, are încredere în mine, da? Sau are nevoie de mine, nu contează. În momentul în care se creează acest câmp, văd că el din spate se integrează și el, ca și cum ar fi o mică horă între noi trei. Imediat intră și el, pătrunde acest câmp. Da? Și ce înseamnă asta pentru persoana din fața ta? Observ că e ca și cum ar oferi senzația că s-a rezolvat, o senzație de siguranță și îl menține în acest câmp destul de mult, până când nu știu de ce simte că trebuie să încheie și eliberăm, să zicem, persoana, îi permitem să plece, încheie audiența, să zic, sau consultația. Depinde de situația pentru care a venit. Observă ce-l face să încheie. Care este momentul în acest caz? Văd momente diferite. Ori persoana respectivă încearcă să se retragă, ca și cum nu s-ar simți confortabil în această ecuație, ori el încheie. Ceva nu-i place la persoana respectivă. Ce se întâmplă în câmpul persoanei din fața ta atât timp cât conexiunea este stabilită între voi trei? Se schimbă sau nu ceva? Se schimbă ceva. Ce anume? Pare că văd parcă i-ar dispărea din câmp, în jurul lui parcă ar fi o energie care părți din ea s-ar disipa, ar intra în câmpul ăsta comun dintre noi trei. Da? Ce se întâmplă cu această energie intrată în câmpul comun apoi? Urmărește traseul. Ca și cum ar face câmp comun, se disipă și vine, parcă s-ar întoarce, ar înconjura corpurile noastre, al meu, și ar face aceste mișcări de rotație. Și parcă sunt cercuri concentrice care se apropie tot mai mult de noi și apoi de el. De ox în spatele meu. Și apoi? Și apoi se stinge încet, încet, se reduce această lumină, acest câmp care s-a creat. După ce îl absorbe tot ce era de toate aceste cercuri concentrice. Observă când face câmp comun, adică cu tine. Care sunt schimbările produse în câmpul tău? Cum te afectează, dacă te afectează, ce schimbă acest câmp comun în câmpul tău? E ceva cu foarte mare contradicție ceea ce simt și văd în câmpul meu. Te ajută cu te ajută la caracteristicile pe care deja le ai, cum ar fi nehotărârea, indecizia, neîmplinirea? Nu cred. Cred că se creează o și mai mare contradicție. Observă această contradicție și mai mare. Observă dacă merge sau nu spre ox. Sau ce se întâmplă cu această contradicție mai mare. E ca și cum pe de o parte sunt, mi se pare sau simt că poate sunt de ajutor la acea persoană, pe de altă parte nu eram foarte conștientă, dar simt totuși că nu e în regulă ceea ce fac și nici nu mă ajută pe mine personal cu adevărat. E doar o spoleială, ca și cum doar dau senzația acelei persoane că eu sunt o persoană de putere, dar propriu zis nu-l ajut nici pe el, nici pe mine. Sunt sentimentele astea contradictorii, nu știu sigur. Nu știi ce să crezi. Și nici să mă impun, dar nici nu aveam acest gând de a mă impune în acele momente, în vreun fel, pentru că nu știam exact în ce parte să mă, stabilesc, cum să simt, ce să simt. Că e bine de făcut în acel context. Bun. Hai să mergem la sfârșitul acestei vieți, după ce părăsești corpul fizic. Cum te simți? Dorina fizică, te rog, lasă-mă să-ți văd fața măcar. Simt ca și cum ar fi extrem de energizată, dar nu știu sigur dacă este normal, firesc. Simt ca și cum ar avea o foarte mare electricitate în corpul energetic după ce am lăsat corpul fizic. Adică?
O senzație de căldură, de electricitate foarte Da. puternică. Îți creează o stare de bine? Nu. Nu? Nu-mi place. Care este originea acestei, care este cauza acestei electricități, acestei senzații? E ca și cum aș fi fost o baterie, un catalizator toată viața. Și acum resimt consecințele mai puternic când a lăsat corpul fizic. Și... Unde merge această energie? De ce spui sunt ca o baterie? Pentru ce sau pentru cine? Pentru ox. Fusesem ca o baterie, toate acele treceri se făceau cu ajutorul meu de energie. Și acum le văd... Le vezi mai bine, este mai clar în acest mediu. Adică resimt efectul mult mai neplăcut acum. Bun. Ce se întâmplă apoi? Nu-l mai văd acum. Nu-l simt, nu-l văd. Care e momentul în care se face prezent? Următorul moment. Îl văd ca și cum nu mai apare foarte repede. Dar există o conexiune aici între voi doi, chiar dacă el nu apare? Rămâne, dar ca și cum cred că mă părăsește o perioadă. Observă-l unde este în momentul, observă de la distanță. Îl văd în legătură cu alte zone, cu alte persoane, e ca și cum ocupat. Nu-l pot deranja. Da, ok. Hai să mergem înainte de viața de Dorina. Înainte. După ce lași corpul fizic dinainte, ce se întâmplă când ești din corpul fizic? Nu văd foarte bine. De ce? E doar energie în jurul meu. Da? Cum te simți? Încărcată. De? Ce te face să te simți încărcată? Observ. Nu știu. E piept. Da? Îngheață timpul și spațiul. Și acum observă-te din exterior. Ca și cum te-ai uitat la o poză, Dorina. Observă ce se întâmplă. Văd fire de păr. Parcă ar fi o energie mai mult decât fire de păr, dar este de culoare gri și în jurul meu. Da? În jurul tău, conectate la tine? În tot da. Jurul tău? Da. Da. Ce sunt aceste fire de păr? Sunt ale tale? Nu. A cui sunt? Par a fi ale lui Ox, dar nu văd ființa întreagă ca să-mi dau seama exact. Doar simt mai mult decât văd. Da? Aceste fire te fac să te simți cum? Ce-ți provoacă? Încărcată. Ca să înțelegem mai bine, Dorina, ce sunt aceste fire, hai să mergem la prima dată când ele apar așa pe tine. 1, 2, 3. Ce se întâmplă? Sunt fire energetice. Cred că au de-a face cu corpul lui. Ca și cum doar îmi arată ca o ștampilă, cumva. Doar îmi arată că e în preajma mea. Doar sunt, să zicem, fragmente. Este în preajma ta sau este în tine? Nu. Cred că e în mine. Cum se va pune? Observă cum se pun aceste fire în preajma ta. Prima dată când încep să se alipească. Sunt în jurul meu. Nu sunt lipite neapărat. Sunt în doar jurul în meu. Jurul tău. Se mișcă în jurul meu. Care este momentul în care se pun în jurul tău? Ce se întâmplă? E ca și cum ne-am reîntâlnit. M-am reîntâlnit cu aceste fire. Parcă am fost separați și iarăși ne-am întâlnit. Din când în când. Da. Deci din când în când sunteți separați și apoi vă întâlniți, da? Exact. Când are loc separarea, Dorina, observă, este pentru că tu dorești această separare sau pentru că Ox este ocupat, cum ai spus tu? Nu știu exact, dar cred că uneori sunt eu prea greu de, nu știu, prea obosită, prea
Hai să observăm când are loc ultima separare. Suntem la ultima separare. Acum câte vieți? E din nou o situație ca așa cum mai fusese. Mă văd pe mine întinsă, parcă fără vlagă, fără energie, și el pleacă. Ca și cum îmi permite să fac alegeri singură. Mm-hmm. Mă lasă. Te lasă, îți dă voie, nu? Da. Da, deci ești epuizată. Nivelul exact. Energiei tale este de la 1 jos. La 10? De la foarte 1 la jos. 10? Foarte jos. Bun. Ok. Observă când are loc ultima întâlnire. Acum câte vieți? 5. Acum 5 vieți. Observă care este nivelul energiei tale înainte de ultima întâlnire. De la 1 la 10. 10 e maxim. 7, 8. 7, 8, da. Bun. Când apare Ox, acum 5 vieți, îl recunoști? Da. Cum te simți când îl vezi? Știu că voi avea mai multe lucruri. De ce știi asta? Pentru că simt și mi-amintesc. Adică când spui vei avea mai mult de lucru, la ce te referi? Va fi mai dificil. Cu el este întotdeauna mai dificil? Nu știu. Observă. Trebuie doar să observi, Dorina. Este mai dificil, mai greu. Este mai greu. Este mai greu de ce? Datorită rolului tău de baterie? Pentru el sau datorită altor factori? Am multe de făcut. E complex întotdeauna cu el. Mm-hmm. Nu mă simt confortabil când apare el. Nu mă mai simt confortabil. Mm-hmm. Observă, da? Observă, da, da, te rog, simt, continuă. Când pulsează în cap, am dureri și aș vrea cumva să mă retrag din calea lui, dar nu pot. Mm-hmm. Ce te împiedică? Știe foarte bine această indecizie, această nehotărâre. Știe că am nevoie de el. Mm-hmm. Că am nevoie de sfatul lui. El știe că tu ai nevoie de el. Contradictoriu, Dorina. Pentru că adineauri mi-ai spus că tu nu îl vrei. Vrei să te dai din calea lui. El știe că tu ai nevoie de el, dar tu, într-adevăr, ai nevoie de el? Întreba. Păi el deja a simțit toată această neplăcere și durere care mi-a provocat-o. Da, de asta, da, da. Dar asta nu, această durere nu este egală cu nevoie. El știe că eu am nevoie de el, dar tu îmi spui că tu nu-l mai vrei. Nu-l vreau din cauza acestei dureri, acestei stări neplăcute pe care îmi le provoacă atunci când se apropie. De ce îți provoacă? Observă-ți câmpurile, observă-te tu. De ce îți provoacă aceste stări neplăcute? Mă văd când din nou în atâtea în alte întâlniri, mi-apar imagini și mă gândesc să nu se întâmple la fel ca atunci. De asta aș vrea cumva să mă retrag, să mă dau la o parte din care lui. Să nu mi se întâmple la fel ca atunci. Bun. Hai să venim în prezent, de unde eu îți vorbesc, Dorina. Spune-m în prezent cum se conectează Ox la tine. Mi-ai spus în jurul gâtului? Da. Mi-ai spus în piept? Se mai conectează și în alte părți? Nu. În aceste două puncte. Bun. Mi-ai spus în jurul gâtului. Observă dacă scanează corpul din interior și spune dacă există ceva ce nu ți aparține. Da. Da? Ce anume? Este ceva. Nu pot să văd foarte bine, dar este ceva. Pot să vezi foarte bine. Observ, trebuie doar e ca un dreptunghi mic, foarte mic, dar parcă ține cumva închise niște energii acolo. Da. Parcă împiedică curgerea anumitor energii în acea zonă. Bun. Este a lui Ox?
Da, ăsta este al lui, dar energiile sunt ale mele. Bun. Observă în piept. Există ceva ce nu ți aparține? Ție? Da, este și aici. Ce anum? E ceva cu foarte multe fire, capete, care parcă menține o distanță. Parcă nu lasă anumite laturi ale corpului emoțional să se apropie unele de altele, să facă corp comun într-un mod armonios, parcă menține separat anumite frecvențe, separate unele de altele. Parcă n-aș ști cum să le combin atunci când vreau să iau o hotărâre sau să simt la un mod emoțional, pentru că nu am cum să le coroborez unele cu altele. Observă-ți toate regiunile corpului, spunem dacă mai există ceva undeva ce nu ți aparține. Observă de la nivelul capului, Dorina. Simt în uter. Da. O răceală. E ceva ca o bucată foarte mică, o așchie. Nu e foarte mare, dar este ceva care îmi provoacă acolo o disfuncție, parcă. Nu e, n-ar trebui să fie acolo. A cui provoacă este? Ceva rece. E tot al lui. Toate sunt ale lui. Da. Mai vezi și altceva? Nu. Bun. Ochi este în fața ta. Se pune în fața ta, Dorina. Spune cum îl vezi. Are din nou acel aspect umanoid, înalt. Spune să-și ia forma lui de origine. Da, e ca un om. Doar că e mai gri, parcă nu e foarte deschis. A avut corp fizic pe Terra până în prezent? Nu. Nu, niciodată. Nu. Când îl privești, ce-ți provoacă? Reținere. De ce? Exact, parcă nu-mi place să-l privesc. Bun. Atunci, spune-i lui Ox să scoată din corpul tău tot ce-i aparține acum. Trage din gât, dar nu iese ușor. Și nu vrea foarte mult, nu e... El nu vrea, normal, dar tu vrei să scoată din corpul tău? Nu știu exact. Cred că, adică vreau, dar nu știu cum să-i spun, să fie mai sigur, mai să fiu convingătoare eu. Bun, acum îți voi arăta cum. Din toate informațiile pe care le avem, Dorina, pe care le-ai văzut, am observat, tu mă corectezi dacă mă greșesc, da? Că acest ox ajunge în spațiul tău într-un moment de nehotărâre, de indecizie. Ți-aduce aminte acea prima parte? Da. Da. Observă acea nehotărâre sau indecizie, este același lucru, acea nehotărâre, acea emoție a ta, observă-o în corpul tău. Este o emoție pe care tu o produci. Observă acest eco a emoției tale, observă frecvența acestei emoții și frecvența lui Ox. Spune-mi dacă se aseamănă ceva. Sau nu. Da, văd că da. Da. Dar nu în sensul că el nu știe, el nu are această nehotărâre în el. Nu. Dar ce este la fel? Parcă i-ar plăcea această calitate a mea. Da. Pentru că ce face el cu această calitate a ta? De ce îl atrage? E ceea ce îi trebuie lui. Pentru? E specific lui. Da. Cumva. E ceva ce lui îi place. Este necesar. Are nevoie. Da. Și atunci devii vizibilă pe radarul lui Ox. Uite, aici creăm o linie temporală paralelă în care tu, în loc să simți acea nehotărâre, simți tristețe. Spune-mi dacă mai vine Ox. Nu-l văd. De ce nu-l vezi? Nu știu. Nu-l văd.
Bun. Observă. Observă această emoție și observă câmpul lui Ox. Ox, văd, da? Văd ceva metalic, rece în câmpul lui. Da. Parcă lui, el nu are ce să facă cu tristețea mea. Cum aș putea eu produce? Sau da. Nu știu. Bun. Anulăm această linie temporală. Acum observă-l pe Ox. După cum mi-ai spus, eu fac un rezumat la ce îmi spui tu, Dorina. El există doar pe o anumită paletă de frecvențe. Asta îmi spui. Tristețea nu-i trebuie, bucuria îi trebuie? Nu. 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 Plăcerea îi trebuie? În modul lui în care înțelege el. Da. Nu în care aș putea eu experimenta. Bun. Deci asta îl face să fie o entitate supusă la o paletă de frecvențe. Observă această paletă. Este o valoare. Observă aceste valori. Sunt limitate aceste valori, da? Pentru că tristețea nu intră, plăcerea nu intră, bun. Atât timp cât tu nu ești între aceste valori, el nu te poate vedea. Suntem de acord sau nu? Tu verifică. Cred că da. Bun. Ți-am spus că în acel moment cât tu simți nehotărârea, am zis amândouă că tu devii vizibilă pe radarul lui Ox, da? Bun. Ți-am zis totodată că această nehotărâre este o emoție pe care tu o produci, care are o valoare. Tu poți, în acest moment, ca să verifici ce-ți spun eu, schimbi această valoare, ridic-o sau coboară, așa fel încât să iasă din paleta de frecvențe a lui Ox. Tu decizi cum o faci, sus sau jos. Spune-mi ce faci, sus sau jos. Să nu intre în paleta lui. Sus. Bun. Observă dacă Ox te mai vede. Nu, parcă s-a ridicat un soi de zid între noi. Da, el nu mai are acces la tine. Exact. Bun. Acum, însă, poți și să ai aceeași frecvență ca și a lui Ox, da? Observă, în aceeași paletă, însă să nu accepți intrarea lui în spațiul tău. Tu ești vizibilă pentru Ox pentru că ai hotărât să exprimi aceste emoții, această experiență, însă tu ești capabilă să-ți faci această experiență singură, fără a-l hrăni, fără a deveni baterie pentru Ox. Spune-mi ce se întâmplă. Nu știu cum să fac asta. Bun. Îți arăt cum. Încep să simți această nehotărâre. Bun. Vezi că Ox se apropie, da? Devii vizibilă. Tu o observi din exterior, în același timp și din interior, da? Bun. El se apropie și îți propune ajutor. Suntem de acord, Dorina, da? Da. Bun. Aici încheiem. Blocăm. Totul se blochează. Aici creăm o altă linie temporală. Creează-o. În care tu nu accepți ajutorul lui Ox și te hotărăști să rămâi în această indecizie până în momentul în care tu vei lua o hotărâre. Observ. Ce hotărâre vei lua? În momentul în care o vei lua, dacă o vei lua. Să fiu singură, să nu accept. Da, asta ne-am pus de acord că nu vei accepta. Da. Însă mai ții minte, mi-ai spus că aveai mai multe opțiuni de experimentare pe Terra. Da, da. Bun. Spune momentul în care tu, după timpul dorit de tine, fără ajutorul lui Ox, vei alege ceva. Vei alege ceva sau nu? Asta mă interesează. Nu. Nu. Ce vei face atunci? Păi stai așa, să simt această indecizie până când, nu știu, păi stai așa. Mm-hmm. Bun. Perioada mai lungă. Bun. Și după această perioadă mai lungă? Voi alege un corp. Bun. Acum observă această posibilă viață în acest corp până la sfârșitul ei și compară aceste două linii temporale, paralele. Cea cu Ox, cea fără Ox. La nivel de rezultat, la finalul vieții. Care îți place mai mult? Asta în care am decis să vin eu singură. De ce? Sunt mai liniștită.
Da. Parcă sunt mai așezată. Da. Parcă încep să am preferințe pe care le urmez. Da. Și mă așez efectiv mai mult, ca și cum aș ancora mai mult în mine însă. Da? Și continuând pe această linie temporală paralelă, în următoarea viață și următoarea viață, timp de 100 de vieți, până în prezent, fără ox, cum ar fi fost în prezent fără el, 100 de vieți? Cu totul altfel. Da? Observă dacă ai mai fi fost nehotărâtă, indecisă, neîmplinită? Nu. Observă dacă ai mai avea acele implanturi în corpul tău, ce ți-ar crea? Nu, în niciun caz. Da. Bun. Spune-mi la ce te uiți, Dorin, acum. Mă uitam la cum aș fi eu. Uh-huh. Aș avea în continuare poate aceste tendințe, dar m-aș juca eu cu ele însele, eu singură. Tendințe de a schimba lucrurile repede, sau de a le menține cât timp doresc și apoi din nou să le schimb. Mm-hmm. S-aș face eu singură, după exact. Propria voință. Așa cum ar trebui. Bun. Acum, să anulăm această linie temporală care nu a existat, însă tu rămâi cu această experiență și acum revenim în prezent. Bun. Acum, Dorina, l-ai pe ox în fața ta. Nemișcat. Ai văzut că tu i-ai dat acces în câmpul tău, tu ai acceptat o relație cu el, da, crezând că el te poate ajuta pe tine. Cum? Însă, observă-te tu, tu ești o entitate, care este paleta ta de frecvențe? Paleta ta este mai mare decât a lui Ox sau mai mică? Este mai mare, dar și mai extinsă. Pot mai multe. Exact. Există o diferență, observă-te din exterior, atât pe tine cât și pe Ox. Există diferențe între voi doi? Da, în mod clar. Da? Observă, spune-mi care este vârsta a acestui corp al lui Ox. Nu știu. Știi, informația este acolo, trebuie doar să o cauți. Mi-a venit ceva cu 800, nu știu. 800? Dacă asta, da, ți-a venit, da, înseamnă că asta este, Dorina, pentru că energia îți răspunde ție. Deci, corpul lui Ox are 800 de ani? Da, da. Câți ani terestri are partea ta subliminală, Dorina? Nu văd, nu cred că are vârstă. Nu are vârstă, dar față de a lui Ox, este mai mic sau mai mare? Mult mai mare. Atunci explicăm cum o astfel de entitate cu o paletă redusă de existență și cu o vârstă foarte mică de experimentare te poate ajuta pe tine sau pe oricine altcineva. Așa am crezut. Da, ai cerut, așa ai crezut, iar tu ai cerut și ți s-a dat. Adineauri ți-am spus, energia, creația îți răspunde ție, Dorina. Dacă tu îți dorești să fii ajutată din exterior, vei fi ajutată, pentru că este dorința ta. Dacă tu îți dorești să experimentezi curcubeu, vei experimenta curcubeu. Dacă îți dorești să mănânci afine, vei mânca afine. Tot ce tu îți dorești se va prezenta ție. Observă această entitate și observă toate entitățile. Toate entitățile asemenea acestui ox, care caută baterii pentru a putea trăi. Sunt multe, văd foarte multe. Să experimentez cu ele este o experiență. Poate că este chiar o experiență programată de tine la un alt nivel pentru a putea ajunge la această concluzie. Faptul că ai stat cu Ox 100 de vieți a fost o experiență pentru tine care astăzi, spunem, ce te învață? Să mențin câmpul meu, să-i
creez granițe, să-l mențin nu închis, dar fără breșe, să nu permit pătrunderea în câmpul meu. Mm-hmm. Fără voia mea, fără voia energie din afară. Mm-hmm. Acum spune-i lui Ox, Dorina, să scoată tot ce aparține din corpul tău. Acum scoate-și din piept. Foarte bine, tot. Da. Foarte bine. Acum, el stă cu mințel, cu acele lucruri în brațe, în brățuțe. Și acum tu vei vedea, fără aceste implanturi, încă și mai clar. Observă toate aceste situații din viața ta actuală de Dorina. Divorțuri, prietenii, tot ce ține de indecizie, de nehotărâre, de neîmplinire. Observă-le. Cum au fost, de ce ai decis să le creezi? Pentru că așa mă simțeam, ca și cum aveam tot timpul nevoie de sprijin. Da, reflectai din interior exact. În exterior. Ținută și ajutată, ținută exact. În aceeași condiții, pentru a crea aceeași paletă de energie de care Ox avea nevoie. Atât timp cât vei accepta în spațiul tău o entitate, pentru a putea hrăni această entitate, pentru a-i putea da voie să existe în spațiul tău, tu trebuie să produci o anumită paletă specifică acelei entități. Asta înseamnă că experiențele tale vor fi limitate la o anumită paletă. Ai făcut 100 de vieți cu această paletă. Cred că este ok acum, nu? Vrei să mai schimbi, nu? Sigur. Bun. Acum vreau să mai observăm ceva, Dorina. Hai să mergem în viața ta fizică, în momentul în care mergi acasă la Avez și sunteți opriți în prag de către mama ei, care face un ritual. Observă metafizic, energetic, dacă acest ritual are vreun impact asupra ta. Are. Creează, parcă văd deasupra capului meu. Se creează un mic vârtej de energie gri și parcă de la mine, în momentul în care pronunț acele sunete, se extinde, ne cuprinde pe amândoi. Da? E aparent că mi se pare că e ceva de protecție, ăsta ar fi scopul. Dar nu simt că ar fi așa. Simt că parcă ar pune o greutate mai mare pe noi amândoi. Și în special pe mine. Parcă pe mine mă vizează. Uh-huh. În primul rând. Nu văd ca și cum ar fi un scop direct de a ne despărți, ci de a separa, de a aduce la lumină cât mai repede dacă e ceva cu adevărat comun între noi să fie de lungă durată, dacă nu să se rupă în același timp. Ce dă voie din tine crearea acestui vârtej, acestui ritual să se exprime? Eu nu știam nimic decât că am nevoie să fiu iubită și sprijinită. Uh-huh. Și atunci nu știu ce a dat voie. Observ. Poate tocmai asta? Această vulnerabilitatea mea emotivă, emoțională. Uh-huh. Crezând că e ceva doar o urare pentru noi. De fapt, neștiind care este sensul ascuns. Observăm prezent dacă încă mai există consecințele acestui ritual. Parcă a accentuat și mai mult această contradicție în mine. Uh-huh. Uh-huh. Care deja exista. Bun, ok. Acum, hai să mergem în altă parte. Hai să vedem dacă există o cauză ezoterică a apariției astmului și artrozei. Exact cu aceleași aspecte. Inspir, expir. Iau, dau.
total, nu știu unde să mă poziționez, pe care din atitudini, la un nivel inconștient, subconștient. Și atunci creez o presiune, un blocaj între a da și a lua. Și se manifestă prin respirație. Iar artroza? Încerc să fug mereu în zona interioară, în zona fantasmelor. Și parcă încearcă să mă împământeze mai bine în corp această artroză. Da, pentru că ce treci cu vederea în momentul în care încerci să fugi în lumea fantasmelor? Fizicitatea mea. Exact ceea ce trebuie să lucrez, să prelucrez în mine, să acceptarea tuturor laturilor mele, a polarităților din mine, a le grupa, a le aduce la un comun, nu a le lăsa disparate. Foarte bine, Doriana. Acum, spunem dacă există o cauză ezoterică a excesului de grăsime, cele 10 kg luate în ultimul an. Nu văd o cauză ezoterică aici. Observă, parcă când mănânci foarte mult și apoi te duci să vomiți, ce se întâmplă energetic? Aici mă văd pe mine, în acea poiană. Da. Parcă aș fi fetiță, fată, tânără. Și încerc să rămân în acel stadiu. De ce? Nu-mi place să mă maturizez, să dau față în față cu toate greutățile lumii, lumii în care trăiesc. Mi-e greu să iau contact cu tot ceea ce e în jurul meu și să mă descurc eu singură. Da, așa a fost. Hai să vedem cum o să fie acum. Bun, Dorina. Observă-l pe Ox cu toate instrumentele, toate implanturile ce le avea în corpul tău. Ai văzut cum a fost posibil această interferență, ce se întâmplă de câte ori vei accepta o interferență și toate neplăcerile provocate în spațiul tău. Acum spunem dacă ești decisă și hotărâtă să-l elimini pentru totdeauna pe Ox din spațiul tău. Da, mă cert. Da. Bun. Avem două posibilități, Dorina. După cum ai văzut, el s-a conectat la tine datorită unei palete de frecvențe, însă vom face diferit. Observă acum câte permisiuni, autorizări sau contracte i-ai dat lui Ox de la începutul existențelor tale. Câte sunt? 8. 8. Bun. Acum aceste 8 te vei pregăti să le anulezi. În timp ce vei le anula odată cu ele, vei observa și acele ecouri de acum 100 de vieți. Observă în tine acea nehotărâre, acea indecizie, acea neîmplinire, tot ce a dat voie, toată gama de emoții, paleta ce a dat voie lui Ox să se conecteze la tine și să te țină în continuare în aceste condiții. Observă și spune unde este în corpul tău. În corpul emoțional. Da. Dar și în mental. Bun. Acum spune-le acestor energii să ia corp comun într-o parte a corpului tău. Forma unei bule în piept. Observă această bulă. Prin această bulă, aceste emoții create de tine, aceste gânduri, emoții, i-au dat voie. Asta este intrarea lui Ox. Acum la 3, te pregătesc să anulezi toate acele permisiuni, contracte, autorizări, etc. Și când spun 3, le anulezi și în același timp arunci toată acea bulă de energie, paletă, printr-un portal. Deschide portalul să fie deschis și când spun 3, vei arunca și anula în același timp. Pregătește-te. 1, 2, 3. Închide portalul. Bun. Acum, spune dacă mai vezi nehotărâre, indecizie, neîmplinire în corpurile tale sau toată acea paletă. Nu, mă simt mult mai ușoară.
te simți mult mai ușor. Bun. Acum observă în fața ta, Dorina. În fața ta, tu acum îți deschizi un portal. Acest portal este un spațiu doar al tău. Doar tu îl poți accesa. Și trebuie să-l programezi de fiecare dată. El poate reprezenta orice tu îți dorești. Un spațiu de liniște, un spațiu de așteptare, un spațiu de creiere sau un spațiu de creiere. Asta înseamnă mai multe lucruri. Acum programează-l, un spațiu de a crea, a transforma, transmuta energiile tale. În acest portal se află această frecvență foarte înaltă. Scopul ei este de a regenera la un maxim corpurile tale energetice, a le regenera și a rămâne în această regenerare, în această schimbare, vei păstra aceste condiții cu tine și vei urca, asta înseamnă că vei urca frecvențele tale. Spune-mi ce vezi în portal. Simt în primul rând. Da. O energie foarte plăcută, de siguranță. Da. În primul rând de siguranță. E creată de mine și a mea. De siguranță. Mai pune și altceva dacă îți dorești. Hotărâre, siguranță, curaj, încredere. Ce vrei să mai pui? Da. Toate acestea. Toate aceste lucruri. Observă această energie. Spune-mi ce culoare are această energie. Lila. Lila. Acum intră. Intră în acest portal și începe să respiri această energie lila. Observ cum îți pătrunde prin respirație în toată ființa ta. Pătrunde toată ființa ta, Dorina. Regenerează, transmută ființa ta, iar tu te simți extrem de bine. Ești atât de curajoasă, de fericită, de puternică. Ființa ta explodează, Dorina. Observă-te, ești magnifică. Atât de excepțional. Bine ai venit acasă. Acum în toată splendoarea ta, Dorina, spune-mi cum te simți. Mult extinsă, în primul rând. Foarte bine. Spune-mi cum îți vezi viitorul. Tu, Dorina, din acest moment îți vei crea singură viitorul și vei experimenta tot ce tu îți dorești. Voi face activități care să-mi dezvolte abilitățile de exprimare, de adresare spre cei din jur și să-i ajute la un nivel de centrare al meu. Da. Observăm pământarea ta. Voi mai avea de lucrat la ea, dar sunt pe pământ. Sunt cu picioarele înfipte. Sol. Foarte bine. Acum, aș vrea să-ți observ cățelul. Bebiță. Spune-mi dacă există vreo legătură cu pisicul tău. Văd energia pisicului ca și cum ar fi intrat într-un soi de cilindru și acel cilindru este în prezent. Da, cred că e. Este în prezent în baby. Cățel. De ce dar este într-un cilindru? Este ca și cum ar fi luat din atributele unui câine. Ar fi schimbat. Deci, nemai fiind pisic, a fost necesară adaptare. E ca și cum s-ar fi adăugat alte tipuri de energii. De asta nu-l recunosc propriu zis atât de ușor. E ca și cum a schimbat un pic. A trecut la un alt nivel de dezvoltare. Foarte bine. Vreau să spui dacă ceea ce tu i-ai spus lui, înainte de a, sau după ce a părăsit lumea terestră, a creat între voi vreun fel de legătură. Sau dragostea dintre voi a creat vreun fel de legătură. Doar dragostea. Da. Deci nu există niciun fel de legătură între ghilimele karmică. Nu. A ales. A ales. Este alegerea lui. Să-și continue dezvoltarea alături de tine. Alături de tine. Foarte bine. Acum vreau să-l observ pe Avez. Cheamă-l în fața ta
și spunem dacă între voi doi, cu aceste noi condiții ale tale, există o legătură activă, energetică sau de orice fel. Legătură energetică nu există. Vom decide noi, la un nivel matur, ce e de făcut în continuare, dar la un nivel stabil, de lungă durată, nu de schimbări, așa cum au fost până acum, de alternări. Mm-hmm. Foarte bine. Acum cheamă în fața ta tot arborele tău genealogic, Dorina. Spune-mi dacă există conexiune activă cu el. Acum nu mai există. Nu văd nicio conexiune. Foarte Sunt bine. Liberă. Sunt eu însemn cu mine. Foarte bine, Dorina. Acum vom face o plimbare și în viitor. Observă-te în viitorul tău când părăsești viața fizică de Dorina, când faci trecerea în mediul metafizic. Spune-mi dacă se mai prezintă cineva. Nu. Nu are cum. Nu poate. Cum te simți, Dorina? Mulțumită, împlinită. Foarte bine. Spune-mi dacă vei alege singură următoarea ta experiență sau vei avea nevoie de cineva din exterior. Nu. Știu sigur ce am nevoie. Bun. Ce voi avea nevoie. Extraordinar. Foarte bine, Dorina. Îți mulțumesc. Lasă-mă cu Claudia. Claudia, deconectează. Da. Cum ești? Bine. Hai să facem o verificare în prezent. Spune-mi dacă mai există ox în spațiul Dorinei. Nu. Nu. Deja nu-l mai vedeam din ultima parte. Uh-huh. Cum îi vezi corpurile energetice, mental, emoțional și sexual? Mult mai echilibrate. Uh-huh. Există condiții ezoterice limitante într-unul dintre ele? Văd ceva în zona mentală. Autocreat? Da, al ei. Uh-huh. Parcă ar avea legătură cu un anumit tipar, să zic, de gânduri pe care le-a mai avut, le are, le-a avut în trecut. Bun. Să le extragă, arată-i, să-și pună atenție acolo, să le extragă, dacă dorește, bineînțeles. Da, vrea. Să arunci printr-un portal, să închidă întotdeauna portalul. Da, de lipsă de încredere în sine erau, apoi mi-a venit. Mm-hmm. Da, le-a aruncat complet. Foarte bine. Acum spunem dacă mai sunt condiții, mai vezi condiții subliminale limitante? Nu, nu pot. Poziția părții subliminale este una optimă față de corpurile energetice și corpul fizic? Da, da, văd fluiditate clară, frumoasă. Uh-huh. Hai să aruncăm o privire în viitorul Dorinei. Spunem dacă mai, cum îi vezi viața de cuplu? Dacă o vezi singură sau împreună cu cineva? Eu vedeam aici, eu zic ce văzusem, am văzut-o pe ea, foarte sigură pe ea și într-un context social cu persoane în jurul ei. Uh-huh. Și ea foarte mulțumită de viața pe care o avea. Asta este ceea ce mi-a părut mie. Foarte bine. Observă astmul și artroza în viitor. Le văd foarte reduse la minim, reduse la tăcere, cum s-ar spune. Ca uh-huh. și cum nu ar mai fi posibil atâta timp cât fluxul ei intern este diferit și coerent, îmi vine să zic, între ceea ce primește și ceea ce exprimă din exterior, la nivel de energie. Uh-huh. Observă greutatea ei sau felul ei de a mânca în viitor? Mult mai echilibrat. Aici cumva mi se pare că e un proces gradual, nu este brusc, să zicem acum imediat, însă în mod clar crescendo, ca să zic, spre bine, spre o mai bună armonie. Uh-huh. Observă în viitor împământarea ei și dorința de a sta și în fizic? Foarte bună. Uh-huh. Maturizare în general pe toate planurile. Maturizare în sensul de... Mi-a părut acea imagine aici de
fată tânără prin poiană, știi, ca și cum începe să se estompeze tot mai mult această imagine și am o față, o imagine de femeie matură, adultă, armonios dezvoltată și centrată pe sine, în toate sensurile, pe toate corpurile. Foarte bine. Bine, Claudia, acum încep să te deconectezi de la Dorina. Ia-ți la revedere. E un număr de la 1 la 3, la 3 ești în prezent. 1. Te deconectezi de tot, de tot și de la toate. Câmpul tău este acum curat, liber. 2. Revii total în corp. El este mai lejer și devine foarte puternic. Din ce în ce mai puternic, Claudia. Foarte bine, iar tu te simți bine. Foarte bine, extrem de bine. Și 3. Poți deschide ochii.